1 aprilie este Ziua Mondială a Păcălelilor. Obiceiul de a face farse de 1 aprilie este unul vechi de câteva secole. Precursoarea April's Fool's Day, Ziua Păcălelilor în varianta autohtonă, ar putea fi festivalul Hilaria, un festival roman ce se desfășura pe 25 martie, și Medieval Feast of Fools, care se desfășura pe 28 decembrie, o zi care încă este marcată în unele țări de limbă spaniolă. Pe de altă parte, cea mai veche referire la Ziua Păcălelilor pare a fi un fragment dintr-un poem flamand din 1539, în care un bărbat și-ar fi păcălit servitorul chiar într-o zi de 1 aprilie. Totodată, o altă explicație ar fi că în urmă cu câteva secole, oamenii sărbătoreau anul nou de 1 aprilie. Înlocuirea vechiului calendar cu cel nou a creat confuzii, inițial unii neputând să se adapteze schimbării. Ei sărbătoreau anul nou pe data de 1 aprilie în loc de 1 ianuarie și din acest motiv au fost numiți April Fools. În Franța, Belgia, Italia și Olanda, o tradiție de ziua păcălelilor numită Poisson de Avril, pesce de aprilie, respectiv April Vis, peștele lui aprilie, constă în lipirea unui pește din hârtie pe spatele unei persoane fără ca aceasta să-și dea seama. Acest obicei se pare că datează din secolul al XVI-lea. Sărbătoarea Poisson de Avril este încă marcată și în Canada, dar și în Portugalia și Spania. Din zonele francofone, sărbătoarea s-a extins în zonele olandeze și flamande sub denumirea de April Vis. În Marea Britanie, ziua păcălelilor este marcată în anumite zone timp de 2 zile, persoana păcălită fiind numită Nudie, în timp ce în Scoția, ziua farselor este denumită în mod tradițional Hunt Gowk Day, Gowk în sensul de prostănac nătărău, având însă și o altă semnificație, cea de sosirea primăverii, April Cucho. În Spania, sărbătoarea peștele lui aprilie, Pescado de Abril, a fost preluată pe filieră franceză, spaniolii având și propria lor zi a păcălerilor pe 28 decembrie, când ibericii marchează Dia de los Santos Inocentes sau Masacrul Inocenților. Fuga în Egipt și salvarea pruncului Isus, considerându-se că Maria și Iosif l-au salvat pe acesta printr-un șiretlic. Campionii farselor locuiesc însă în sudul Statelor Unite, întrucât ei sărbătoresc The Week of Foolery, săptămâna farselor, care începe cu 7 zile înainte de sărbătoarea propriu-zisă a păcălerilor.